Bun. Când facem acest subgingival? Da, acest subgingival îl facem când vrem să acoperim ceva, adică nu ne place culoarea dintelui și vrem să o combinarea între lucrarea protetică și dinte să fie ascunsă sub parodonțiu sau când vrem să modificăm un profil de emergență. Da? Avem trei mediastene. Acolo e nevoie să intrăm mai mult subgingival ca să putem să facem profilul de emergență mai natural. Abordarea prima dată, prepararea fluxa gingival. Asta e foarte important, ca să am control, da? Fluxa gingival înseamnă că văd preparația. După care aleg primul fir. Acum, întrebare, cum aleg primul fir? Primul fir se mai consideră și fir de preparare și primul fir are rolul să retragă gingia cât am eu nevoie să intru sub gingival. Adică, dacă în cazul acesta sulcusul are 1 mm, eu am nevoie să-mi retragă gingia 0,5. Deci aleg un fir care, în momentul în care l-am introdus în sulcus, gingia s-a retras 0,5. Și cum măsor asta? Măsor față de preparația mea care inițial era juxta gingivală. Da? Era juxta gingivală. Firul aici s-a introdus, s-a retras gingia 0,5 mm. Înseamnă că acest fir, care este un fir 0 de la ultradent, s-a retras 0,5. Asta înseamnă că dacă eu prepar până aici, sunt sub gingivale 0,5 mm. Deci iară sunt control. Practic, prin primul fir, transform preparațiile mele ecu-gingivale în supragingivale. Între ghilimele supragingivale. Ele, de fapt, după ce le voi prepara, lângă gingie, vor fi ca și aici. Preparațiile acum juxta gingivală, dar de fapt ele sunt sub gingivală pentru că gingia mea este retrasă prin primul fir.